CSU Suceava și ACS Jeșke Odorheiu Secuiesc și-au împărțit victoriile în cele două meciuri amicale disputate pe terenul grupării harghitene. În primul joc, echipa antrenată de Adrian Chiruț a cedat în fața gazdelor la limită, scor 31-32, după ce la pauză diferența era tot de un gol, 17-18. Universitarii și-au luat revanșa în al doilea meci, când s-au impus cu scorul de 27-23, după ce pauza a consemnat egalitate, 12-12. Au fost două meciuri utile, cu un ritm de joc foarte bun, în care am avut ocazia să rulăm tot loutul de jucători. Am întâlnit un adversar de nivelul nostru care, ca și noi, se va bate pentru promovare. Până la startul noului sezon, ne mai dorim să disputăm cel puțin un meci de verificare cu o echipă din Liga Națională, a declarat antrenorul Adrian Chiruț. Pe lângă amicalele cu Odorheiu Secuiesc, formația suceveană a mai disputat, în perioada precompetițională, alte 6 meciuri de pregătire cu CSM Vaslui, CSM Oradea, CSU Craiova, CSM Sighișoara și Steaua 2 București. CSU Suceava va debuta în noul sezon al diviziei A la handbal masculin pe 22 septembrie.